Salutare prieteni, bine v-am găsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum putem să ne protejăm calculatorul de infectarea cu malware de tip Autoran. Știm foarte bine că dispozitivele de stocare portabile, precum DVD-urile, CD-urile și stick-urile USB, sunt utilizate pe o scară largă, atât pentru spațiu de stocare oferit, cât mai ales pentru posibilitatea rulării automate a conținutului respectiv. Și aici mă refer la fișiere media, programe portabile, sau filme sau mai știu eu ce. Acest fapt poate reprezenta un risc de infectare cu elemente malware de tip Autoran, în special concepute pentru aceste dispozitive portabile. Există foarte multe posibilități de prevenire a acestui tip de infectare, însă cel mai simplu mod ar fi ceea ce vă prezint eu acum, și anume USB Guardian. Haideți să nu mai lungim vorba, deschidem un browser și voi scrie www.usbguardian.com. Dăm click pe primul rezultat. Ok. Vedeți, deci ne arată când introducem stick-ul, autoranul, ce anume are acel autoran, ce anume conține acel autoran. O să vedem imediat. De fapt, da, imaginea e următoarea, dar o să vă explic fiecare opțiune ce face. Nu e chiar atât de greu de utilizat, e chiar foarte, foarte simplu. Haideți să rulăm executabilul. Dăm click pe Next. Acceptăm termenul contactului softului. De asemenea, ce vreau să vă spun este faptul că USB Guardian ne mai lansează și câteva softuri, capcana, adică softuri ce nu țin de acest program. Aici dăm click pe butonul Decline. După care de aici vom face calea unde anume vrem să instalăm aplicația. O să las încep program File 686 și dăm click pe Install. Ok, închid aici și dau click pe Finish. Aici încă nu închid. Acum, programul rulează în System 3, de fapt, uitați-l aici, deci cam asta ar fi interfața grafică a softului. Acum, cum vedeți și în imaginea alterată, eu nu am un stick la îndemână, ca să vă arăt exact, de asta o să utilizez această imagine. Deci, în momentul în care voi o să introduceți un stick USB, softul va recunoaște și ne va apărea undeva aici tot ceea ce are acel soft. Acum, dacă noi vrem să-l ștergem, bineînțeles, putem... Stați că am dat un pic iarăși în 3 dispară. Noi putem da click pe Unlock. Unlock ce înseamnă? Vom putea debloca respectivul conținut, adică vor porni în continuare. Din câte se pare, USB Guardian, din ce am testat când am avut un stick USB, mi-a blocat el automat autoranul, deci nu trebuie să apăsăm noi pe nimic. Dacă suntem convinși că pe acel stick, din ce observăm aici, e totul ok, apăsăm pe autoranul respectiv, adică în gen așa, deci pe stick, și dăm click pe Unlock, iar autoranul de pe stick-ul respectiv va fi deblocat și va porni mereu. Dacă nu suntem, de exemplu, poate considerăm că Google Chrome Setup ni se pare dubios, putem șterge autoranul dând click pe Delete All sau Delete All sau Delete. Bun. Acum, dacă dăm click pe config, putem de aici să configurăm softul. În general, configurarea lui USB Guardian este foarte simplă. Dacă utilizăm deseori stick-uri USB sau DVD-uri, este recomandat că trebuie să optăm pentru rularea programului odată cu sistemul de operare, adică luăm prima opțiune. Dacă în cazul clas la o firmă și de fiecare dată va trebui să introduce CD-uri, stick-uri sau așa mai departe, și vreți ca acesta să blocheze conținutul suspect. De asemenea, lăsați bifat această opțiune cu milisecundele respective. Aici nu umblați nimic, dați click pe OK și cam asta ar fi configurarea. Bun, ca asta ar fi tutorialul. Un tutorial foarte simplu, un program foarte simplu de utilizat. Ați văzut că nu avem nicio problemă în ceea ce privește utilizarea.
Sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați un like de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere.